Unirea Națiunea a făcut-o. Este un concurs de istorie devenit deja tradiție pentru județul Dâmbovița, joi 25 ianuarie desfășurându-se cea de-a noua ediție. Manifestarea a avut loc la Biblioteca Județeană Ion Heliad Rădulescu și a reunit numai puțin de 8 echipaje de la liceele din județ. Concursul își propune promovarea valorilor culturale. Încurajăm spiritul acesta competițional și pasiunea voastră pentru studiul istoriei. Nu avem de gând să evidențiem în aceste momente importanța zilei de 24 ianuarie 1859. Sunt convinsă că voi ați învățat foarte multe lucruri despre evenimentul propriu-zis, atât de cât să vă spunem că acest moment important din istoria noastră ne îndeamnă la solidaritate și la coeziune, lucru pe care trebuie să îl avem în vedere în permanență. Suntem la un concurs de tradiție care marchează unul dintre momentele cele mai importante din istoria românilor, moment considerat începutul sau constituirea statului român modern. Pentru astăzi i-am rugat pe domnul profesor să pregătească pentru voi un set de 10 întrebări la care veți răspunde pe rând. În anul 1856, a erau congresul de la Paris, unde, între altele, puterile europene discută problema unirii principatelor române. Întrebare. Ce puteri europene se opuneau ideii de unire a principatelor și ce motivație aveau? La final, echipajele clasate pe primele 3 locuri au primit premii în bani. Concursul a fost organizat de Biblioteca Județeană Ion Heliad Rădulescu Dâmbovița, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Colegiul Național Ionachiță Văcărescu.